cu încărcătură. Fost un meci pentru cei slab de inimă interzis. Am pornit din nou cu handicap pe tabelă, 0-1. În schimb, am reușit să revenim extraordinar de bine pe tabelă. Până la pauză, să mai cânt de 3 ori. După aia, sigur că finalul nu am suferit, dar nu pot decât să fac plecăciuni în fața jucătorilor. Au depus un efort extraordinar. Nu pot decât să fac plecăciuni în fața acestor spectatori, suporte de mânați, pentru că s-a dovedit încă o dată că atunci când publicul este aproape de echipă, echipa primește sau capăt aripi. Au fost, ca să spunem așa, au deși pe jucători 100%. Fiorul și Hatagii, ce e greu să vă spun acum, nu am dat stare medicală. Sigur, Hatagii se pare că era cercetare mai gravă, a fost trimis să facă o investigație la spital. Să sperăm că nu este fractură. Iar Fiulop, nu sunt probleme. Probleme mai sunt cu Cărjan, care are și are o contuzie foarte puternică, de asemenea sperăm să nu fie ceva mai grav. Te fericiți că ai ales oameni inspirat? Ezitai între de Fiulop. Da. Mă felicit. Trebuie să mă felicit eu. Ce pot să spun? Este bine că reușim să alegem bine. Mai sunt și jocuri când alegem rău. Și să vedem pe tabelă. Asta este soarta noastră. Avem zile mai bune, zile mai puțin bune, suntem oameni. Fiulop sau Vertenis? Per total. Fiulop sau Vertenis per total? Da. Nu mă pot să fac, să fac asemenea comparație. La final de campionat, de bine. Curiliac? Curiliac astăzi a făcut un meci extraordinar. Eu zic că dacă Fiulop, prin cele 3 goluri, toată lumea consideră omul jocului, cred că poate e foarte ușor și cu Ridac să fie cât mai aproape de el. Dinu? Cu toții! Cu toții. Acesta pentru a fi Ivanovski. Trei la B pe tabelă. Asta e cel mai important. Sigur că sunt și ei oameni. Unii dintre ei pot avea și zile mai puțin nefaste. Este foarte bine că ceilalți reușesc să-i subliniască cu succes. Dacă unii astăzi poate n-au prins cea mai bună formă, au făcut-o ceilalți și acum cu toții reușim să ne bucurăm. Ai la numărul de puncte și întor, 19. Nu știu dacă mai țineți minte, v-am spus în iarnă, doresc să fac eu măcar 20. Și vreau să facem în continuare. Mi-am făcut un target personal, sper să-l ating. Care? Ce pot să spun? Câte? 45 pe final, la final. Da, sigur că și de-a să fie 42, 43, nu să fiu supărat. Dar vreau 45. Dar avem emoții cu returnele? Emoții. Nu pot să spun că am avut și acum. Suntem o echipă, eram o echipă cu 35 de puncte, eram o echipă care, nu pot să spun că eram apăsați de spectrul retrogradării, dar vă dați seama, atâta timp cât întâlnești adversari foarte puternici din campionat, te poți gândi la orice. Din punctul meu de vedere, ați văzut, echipele din partea de jos a clasamentului au acumulat puncte, o să acumuleze în continuare. Eu cred că se va juca până în ultimele etape. Dar, am spus-o și o repet, chiar dacă în iarnă nu o spuneam cu asemenea tonalitate, Vice Botoșani nu va avea probleme cu retrogradarea. Domnule, m-am notat cu retrogradarea, cu ce în urma rezultatul de astăzi, bate viitorul minus? În particular, vă pot spune, așa nu am vă mulțumesc.